Deci acestea sunt elemente care, odată integrate în viață prin trezirea celui de-al treilea plan al ființei, vă vor ajuta foarte mult. Nu veți mai fi manipulați nici de cei care vă iubesc și nu veți mai fi manipulați și orientați de cei care nu vă iubesc. Când spun manipulare, mă refer chiar și la cei care ajung prin urățenia lor interioară să genereze un mecanism prin care dumneavoastră să manifestați ceva care nu ați mai vrut să manifeste. Propria urățenie interioară. Este tot o formă de manipulare aici. Să știți că în această lume și din această cauză chiar vă spun, aș vrea să înțelegeți că mesajul pe care vi-l ofer acum este pe nivelul 3. Din această lume să nu mai manipulați, manipulatori și manipulați. Vorbind în acest context, toată lumea vrea să manipuleze. Contează cum suntem noi. Ne putem lăsa manipulați de cei care vor răul și ei vor scoate răul din noi. Deși am spus că el a rămas acolo jos. Nu, eu sunt o ființă bună. Dar din când în când vedeți că răul mai apare. Mânia, furia, supărarea, gelozia, tensiunea, depresia. Da? Mă întrebați cum? Că eu le-am lăsat mai demult, în urmă. Am vrut să le las. Eu credeam că și aveam o altă părere despre mine. Deci iată, s-au produs evenimentele. Și veți vedea că evenimentele se produc prin cei dragi de la care aveți așteptări și lucrurile acestea vi le-am mai spus și le mai repet. În momentul când apare forța, puterea de pe nivelul 3, le veți recunoaște foarte ușor. O să râdeți de el. Să spuneți, eu în jocul acesta nu mai intru. Vrei să te dai cu capul de pereți? Dă-te. Este viața ta. Ce faci tu cu creierii tăi? Eu știu. Dacă te dai cu capul de pereți singur, îți vei culege creierii de jos. Sau ți va culege. Eu știu acest lucru și spun, nu te dai cu capul de pereți. Să știți că sunt persoane care în frica că le-ar putea i s-ar putea căpa capul și ar trebui să adune căi de pe jos, aceste persoane ar fi dispuse să rămână cu aceste persoane care generează circul acesta manipulator. O să vezi tu dacă faci chestia aia, nici ceea ce făceam înainte nu o să mai obții de la mine. O să vezi. Din frica aceasta noi devenim cuminți și îi protejăm. Eu cunosc cazul unor persoane manipulatoare care spuneau, din cauza ta o să-mi iau viața. Da. Am cunoscut cazul de-astea. Din cauza unui mari gelozii, acea gelozie întunecase minte. Și acea persoană spunea, o să mă aduci și o să vezi că din cauza ta mă voi arunca de la etaj. Mă voi avea pe conștiință. E bine, viața celor doi a devenit un coșmar, un calvar. Nu s-a îmbunătățit absolut deloc. Chiar și dacă au fost încetate cauzele acele gelozii. Viața a fost un calvar în continuare. Pentru că acea ființă a continuat să manipuleze. A obținut ceea ce a vrut. Sunt persoane care te șantajează emoțional. Cunoaște șantajul emoțional? Părinții trebuie să o știe. Și iubiții. Și soții. Acest șantaj emoțional, să știți, nu mai răspundeți la el. Nu mai răspundeți la el. Fie ce-o fi. Fie ce-o fi. Nu mai răspund. Pentru că nu este în sensul armoniei. Nu dau curs unei slăbiciuni. Fie ce-o fi. Dumnezeu mă ajută. O să-mi arate ca. Dar nu mai răspund șantajul emoțional. Aceasta implică putere. Formațiu. Deci nu știați ce
Care era lipsa? Ați aflat-o. Este lipsa planului 3. Formați energia, structurați-o, purificați-o, întăriți-o și veți avea puterea să răspundeți calm lucrurilor. Acceptând orice posibilitate. Veți remarca că lucrurile nu sunt deloc dramatice. La nivelul planului 3 veți reuși să treceți din dimensiunea personală a lucrurilor într-o dimensiune mai vastă. Cei care înțați cu energie, cei care nu au energie pe manipura sau o energie perturbată pe manipura, să știți că, în general, fac acest tapaj personal. Fac o dramă din viața lor și în felul în care se comportă ceilalți. Este o tragedie viața lor. Totul este luat personal. Da? Și în această dramă apare reactivitatea emoțională. Cel care are manipura chakra terzit și armonizat poate să rămână și martorul conștient a unei situații extraordinar de complexă, de mare forță și de mare implicare. Și să-i răspundă totuși corect. Fără a fi manipulat de situații. Pentru că să știți că sunt aspecte foarte puternice care se manifestă unul în viața unui om. Conjuncturi grele. În care când ceva spune, nu te mai lasă, nu mai faci, sau nu ai voie, sau din frica de a nu pierde, de a nu rata ceva, dai înapoi. Acest dat înapoi, să știți că se face adesea datorită faptului că aici nu este întâlnită, nu este întâlnit un tampon armonios care să vadă lucrurile așa cum sunt. Chiar într-o anumită simplitate.